Primăria municipiului Suceava va moderniza Parcul Mărășești. Primarul Ion Lungu a prezentat în conferința de presă săptămânală proiectul aflat în analiză, precizând că se lucrează la studiul de fezabilitate. Edilul șef al Sucevei a precizat că susținerea financiară va veni de la bugetul local, însă aceasta va fi prinsă în bugetul pe anul viitor. Din păcate, nu se poate pune în practică pentru că sunt multe proprietăți private, nu e finanțabil fonduri europene. Ca atare, am revenit la un proiect de modernizare a Parcului Mărășești. Este în curs de actualizare studii de fezabilitate. Vrem să-l prindem pe bugetul anului viitor și să-l facem. Prin proiect se propune creșterea suprafeței de spații verde la 388 de metri pătrați la 800 de metri pătrați, 388 de metri pătrați în prezent la 800 de metri pătrați, plantarea unui număr de 19 arbori de dimensiuni de 3-4 metri, plantarea unui număr de 135 de arbori și arbuși de dimensiuni medii, plantarea unui număr de 1389 de flori perene, exact, gazon în suprafață de 780 de metri pătrați, sistem automatizat de irigații, pardosel din granit 580 metri pătrați, placaje de marmură 260 metri pătrați, trotuar din asfalt 220 metri pătrați, suprafață fântâni arteziene 250 metri pătrați, număr de fântâni arteziene 2 bucăți. Suprafață jardinierii, pietriș decorativ 310 metri pătrați, mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi, rasel de biciclete, stâlp de iluminat arhitectural, sistem de iluminat vegetație, jocuri și de apă, fântâni arteziene.